Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. În țara noastră, pe lângă zonele de vegetație zonală, și anume zona stepei și silvostepei, zona de pădure, cu etajul stejarului, al fagului și al rășinoaselor, zona alpină, întâlnim și vegetația azonală, și anume vegetația de luncă, vegetația deltei Dunării și vegetația submediteraneană. În lungul văilor, marilor ape curgătoare, în special în regiunea de câmpie, dealuri și munți joși, există o vegetație bogată, iubitoare de umezeală, numită vegetație de luncă sau zăvoaie. În aceste zone apar specii de salcie, plop, anin, papură, stuf și rogoz. Vegetația deltei Dunării. În delta Dunării întâlnim specii de plante care iubesc umiditatea. De aceea aici întâlnim toate speciile enumerate anterior la vegetația de luncă, la care se adaugă nuferi, izmă de baltă, măcriș de apă, cătină, pelin, frasin pufos, măceș, păducel și alte. Vegetația submediteraneană se dezvoltă în defileul Dunării, Valea Cernei și sudul Dobrogei, datorită influențelor climatice mediteraneene din aceste zone. Aici au apărut o specie de plante deosebite, specifice zonei submediteraneene, cum ar fi liliacul sălbatic, cărpinița, moșdreanul, castanul comestibil și iasomia. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Documentați-vă din diverse surse, aflați ce statut are delta Dunării și enumerați cel puțin 5 reguli pe care trebuie să le respectați când o vizitați. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, eu vă doresc sănătate și succes!